tocmai urmăream un filmuleț despre Zalmopsis. Și încercam să înțeleg care erau principiile după care se ghidau getodacii. Și am înțeles că în momentul în care au vrut să câștige foarte multe bătălii, conducătorul lor le-a spus să taie toată vița de vie pe care o aveau. Vița de vie pentru mine reprezintă toate plăcerile. Că de la vin, la un păhărel de vin, însoțit de ce mai este pe masă acolo, pleacă și alte plăceri, trupești, carnale și toate alea. Atașament de materie și vine Dumnezeu să te împuțineze. Și atunci conducătorul lor, Zalmoxis sau cine a fost, înțelegând chestia asta, că vinul este unul dintre elementele care duce omul la, în partea ailaltă, în idolatrie, atunci le-au poruncit să facă chestia asta și ei au dobândit foarte multă putere. Să se înfrâneze. Exact, să se înfrâneze de la plăceri. Și foloseau foarte mult înjumătățirea. Da. Așa cum ai spus tu. Asta e tot secretul. Să faci spațiu gol unde să vină divinul și divinul le mișca mâinile în războaie. Deci victoria l-o dădea lor. Deci victoria este de partea aceluia care nu caută plăceri și care se restrânge. Care se limitează. Acolo, acela are putere. Divinul este cu el. Înțelegi? Deci spune și în Biblie, am impresia în Vechiul Testament, că dacă respectați poruncile mele și vorba în principal de prima poruncă, să nu-ți faci idol, voi merge în fața voastră ca un stâlp de foc și vă voi apăra. Dacă 10.000 vă atacă din stânga, îi voi dobărâ și 10.000 din dreapta îi voi dobărâ și vă voi apăra și călcâiul de piatra scuțită. Deci asta este secretul. Să te restrângi. Dar știe toată lumea lucrul ăsta. De exemplu, armatele nu le dau soldaților de mâncare. Ei se moleșesc și nu mai luptă, nu mai sunt agili. Și îi omoară ceilalți. Le dau foarte puțin. Deci noi toate principiile astea le avem, Doamne, chiar dacă nu sunt legi nescrise și le găsim în special la țară. Exact. Sau sportivii întotdeauna se duc în cantonament, 2 săptămâni, o lună în cantonament. Asta ce înseamnă? Înainte de proba respectivă, ei se restrâng ca să poată să câștige. Este firesc. Fie așa. Da, se restrânge la toate plăcerile. Da. Și vine puterea divină noi atunci. Și vom reuși în toate. Uite, Bogdan, lua examenele numai pe sistemul acesta. Da. Ce da? Spre exemplu, s-a dus la un examen de schi, nu știa să schieze. I-a dat un sandwich unui coleg de-a lui, deci a făcut cedare. Și până sus de tot pe munte a mers pe jos, a urcat pe jos, nu cu telecabina. Și așa a luat și el 8. Nu știa deloc. Și zice, nu venea să cred că eu reușeam să fac slalom printre obstacole. Eu care nu știam să... Nu știu de unde mi-a venit. Bogdan a făcut și cedare și dăruire. Da, da. O cedat binele și o și dăruit. Deci a făcut un bine la cineva care chiar avea nevoie. Da. Și acum știe rețeta. Păi asta este și rețeta pentru noi toți. Da. Așa se iese cu rețeta asta și din idolatrie și rezolv și foarte multe situații din viață. Da. Deci, practic, ce vrem noi să facem acum e să rescriem toate legile astea. Rescriem, da. Și școala iubirii, pentru că am fost în peștea respectivă și mi-au băgat cartea aia în cap, asta face acum, restabilește toată învățătura lui Zalmoxis. Împreună cu toții. Contribuim, da. Toți lucrăm la acest lucru. Și culmea e că o facem pe pielea noastră, adică experimentăm. Da, și apoi punem în comun rezultatele. Și le explicăm. Foarte frumos. Dar știi, când mi-am dat seama, astăzi mi-am dat seama că am atins un nivel foarte profund. A nu căuta fericirea lumii este cea mai mare fericire. Așa cum ai zis și tu, că am citit acum și vreau să citesc din nou, este scris aici, spuneai, omul fuge de singurătate, dar singurătatea e vindecarea la idolatrie.
Deci el fuge de vindecare. Da. Deci omul visează să ajungă fericit, dar fericirea îl doboară. Deci nu fericirea trebuie să o caute, ci mai puțină fericire lumească. Pentru că nefericirea lumească e cea mai mare fericire pentru suflet. Când ego-ul este nefericit, sufletul este cel mai fericit. Jubilează. Și ce am mai spus acolo în film despre daci? Păi nu, n-am reușit să termin până la capăt. Uite ce zici tu aici. Tot ce spunem noi că este mai bun decât altceva este diavolul. Ți-am trimis un mic rezumat cu privire la ieșirea din idolatria. Dacă spunem că ceva este rău în lumea perfectă a lui Dumnezeu, atunci vom crea acel rău și ne va ataca. Dumnezeu a spus să nu mâncăm din pomul binelui și răului, adică să nu mușcăm din polarizare, că ne vom poziționa pe o parte și o pățim. Și asta a spus-o înainte de a da legile. Deci poziționarea este problema care generează idol. Idolii sunt precum iepuri sălbatici pe care Dumnezeu îi vânează. Da, Doamne, de la împărțirea în bine și rău se creează tot felul de idoli. O sumedenie, o miliarde, nu știu, nici nu pot să-i numesc, de la împărțire. Tot pleacă de acolo. Deci nu, nu degeaba Dumnezeu ne-a zis, nu mușca din de acolo. Mănâncă idolii ăștia din noi într-o fericire. Da, ne scurt de energie. Paziți. Deci, ne întoarcem la noi și ne uităm la polarizare. Nu ne luptăm cu idolii, că sunt miliarde și pierdem din start. Avem treabă doar cu poziționarea. Egal totul. Ca înțeleptul acela, din zona de trecere dintre cele două lumi. E bun și așa, e bun și așa. Și știi cum făcea apel, cum făcea acel personaj care nu te lăsa să fii polarizat. El nu se lupta cu idolii, doar egala totul. Să ajungem precum el. Dar îți dai seama că dacă e transformat asta în comportament, asta înseamnă că e soluția și sinteza. Sinteza că așa lucra el. El nu avea teorii. El doar echilibra atâta făcea. Asta e totul. Și spui tu aici, de ce să lupt cu singurătatea când de fapt singurătatea este vindecarea de idolatrie? De ce să lupt cu fumătorii, cu bețivii, cu trădătorii, cu mincinoșii când de fapt ei mă vindecă de idolatrie, de absolutisme? Deci Dumnezeu și-a toate aceste roluri, îți dai seama ce efort face El ca să mă vindece pe mine de idolatrie, de boala acestei lumi. Exemplu, de ce să lupt cu gripa de sezon când de fapt ea este vindecarea de idol? Deci, gripa distruge idolii. Dumnezeu, care a văzut că din sănătate am creat un idol și prin gripă am numit-o rea, vine și mi-aduce în dar o gripă pe care am etichetat-o și am respins-o. 2 sau 3 zile nu mănânc pentru că nu pot. Deci mă restrâng forțat, dar mânca cu energie subtilă și așa mă echilibrează. Deci, trebuie să spui că dacă gripa este o boală a idolatriei, deci vine din idolatrie, da, gripa, ca să blochezi idolatria, asta înseamnă că soluția este restrângerea. Exact. Restrângerea de la plăceri. Deci mă scapă de și din idolul plăcerilor. Este restrângerea de la plăceri. Mamă. Da. Deci postul. Postul. Deci nu mănânci 2-3 zile și atunci te vindeci de gripă. Pentru că te încarci cu energie subtilă. Și lucrul ăsta te echilibrează. Cu banii de pe mâncarea pe care și consumat-o, îi dăruiesc cu cuiva care are nevoie. Deci fac dăruire. Iar mă încarc. Îți dai seama, ne pierdem de fapt tot timpul prin faptul că adunăm numai pentru noi, noi pierdem energie și viața. Dacă tot timpul am urmări să dăruim, ne-am încărcat cu energie și atunci nu mai fi nevoie să vină necazurile și bolile peste noi și pentru peste copiii noștri la fel. Și dăruirea și slujirea care merg mână în mână. Exact. Și asta este o binecuvântare totală. Este sănătatea mai presus decât gripa? Dar de unde? Dumnezeu îmi dă și sănătate și gripă. Dumnezeu îmi dă ce știe El că am nevoie ca să mă ducă în echilibru.
și cu gripă și fără gripă, tot bine este. Slavă ție, Doamne, pentru toate. De fapt, gripa te duce în echilibrare, distruge I2. Dar nu numai gripa, necazurile, neplăcerile, durerile, suferințele, pierderile, toate distrug I2. Răul păi care ți se face. Da. Când vine gripa, Doamne, facem precum țigană, nu? Uh-huh. Mulțumesc, Doamne! Pentru idolii mei, mi-ai trimis o gripă acum. Exact ca țiganul ăla din spital, vai de mine. Da, el, exact. El mulțumea. El mulțumea că suferă. Spre exemplu, medicii vreau să-și bate joc de el. Și nu scoteau toate pietrele. Îl chemau de două ori pe an, de fiecare dată, știi? Putea câte una. Și îl mai chema la operații. Și el zicea, iartă-mi supărat, Doamne. I-am dat supărat, iar mai adus aici. Toate credințele cărora le acordăm atenție se întăresc împotriva noastră. Credința că sunt ortodoxă mă duce automat în programele cu care funcționează respectiva religie. Ies din programe numai când renunți la acea religie. Valabil pentru orice religie. Da, Doamne, pentru că am făcut o asociere, cum se zice, între chestia asta și New Age, da? Dacă mă bag în New Age, o să funcționez cu programele de acolo, da? Da. Ies din New Age, am terminat cu programele. Mă bag în religii, funcționez cu programele din religii. Și mă mut religia ca pe un pion, unde vrea, face din mine ce vrea. Deci în momentul în care renunț la toate chestiile astea, și la New Age, și la religia în care m-am născut, când renunț la toate chestiile astea și rămân... Renunțăm la programe, de fapt, și ieșim din... Da, renunțăm la programe, la idoli. Dar nu și înțeleg. Atunci rămâne doar Dumnezeu care face ce vrea, cum vrea. Nu înțeleg de ce oamenii se bagă singur în închisoare. Religia este o închisoare, nu? New Age este o închisoare. De ce se bagă singur în închisorile astea? Păi nu știm că sunt închisoare. Nu ne-a zis nimeni. Deci, acum am descoperit și noi. Valabil pentru orice religie, orice programare făcută de părinți sau societate. Credința că sunt copilul mamei și al tatălui mă duce în programele respective familii. Ies din programe când mă consider fiica lui Dumnezeu, una cu el, iar pe părinții îi văd ca fiind sfinți, la fel ca toți oamenii. Deci până și aici, când noi ne considerăm copilul X, lui Y, intrăm pe programele de familie. Sunt copilul lui Dumnezeu și atât. Sunt una cu Dumnezeu. Deci ne băgăm singur în polarizare. Că după aceea avem tendința să ne uităm la mama, la tata, să vedem mamă ce programe și credem că programele lor sunt și ale noastre. Credința noastră, însuși credința asta ne face după aceea să funcționăm. Așa. Da. Trebuie să înțelegem un lucru, că noi intrăm în polarizare prin două metode. Ori zicem că așa ar fi cel mai bine, deci ridicăm ceva și îl facem ideal, sau zicem că ceea ce se întâmplă nu e bine. Deci negăm. Înseamnă că în spate am avut un ideal care ne dă posibilitatea să negăm ceea ce este. Deci, prin ambele mijloace, noi ne polarizăm. Când zicem că mai bine ar fi, sau când zicem că nu e bine ce se întâmplă și ne polarizăm. Deci oamenii care neagă ceva, ei, de fapt, sunt polarizați. Deci și faptul că omul este idolatru este bine și că este idolatru, că este o cale spre divin, dar prin suferință. De fapt, și cum o numesc eu asta, inițieri în durere și în suferință. Corect. Ca să învățăm. Avem necesară și inițierea asta. Și în același timp, când vorbeam despre bărbați și femeie, nu este problema că femeia este greșită sau bărbatul este greșit, ci trebuie să cunoaștem natura fiecăruia, care sunt limitele lor, și care sunt modalitățile de manifestare ale lor. Deci nu putem să spunem că ce... Pentru că le-a dat Dumnezeu acele situații, acele comportamente. Sunt divine. Și nu putem să spunem că femeia este rea sau că bărbatul este rău. Putem spune că ceea ce fac ei este natura lor. Deci doar să descriem natura lor. Nu există bine-rău. Când împărțim în bine și rău, atunci ne polarizăm. Că există un tip de discurs care zice, uite, femeia este așa, bărbat trebuie să fie, să aibă autoritate, să aibă primordialitate. Când zicem chestia asta, n-am polarizat. Da. Și
adică negăm faptul că Dumnezeu vine și sub formă feminină. Țin minte de la 2 ani de zile, a dat masca și femeia și bărbatul. Deci prima dată a fost bărbatul care și-a dat masca jos, apoi a venit femeia care și-a dat masca jos, dar el era în ambele părți. Deci există Dumnezeu feminin și Dumnezeu masculin, însă au caracteristici diferite. Atâta trebuie să știm noi care sunt caracteristicile lor. Și să nu intre în confruntare. Iar când discutăm despre aceste caracteristici, putem să spunem că sunt caracteristicile lui Dumnezeu care joacă rolul de bărbat sau femeie. Adică să nu zicem femeia, că zici femeia sau bărbatul, luăm la persoană. Atacăm persoana și atunci ne polarizăm. Deci majoritatea discursurilor care vorbesc despre femeie sau bărbat vorbesc din punctul ăsta de vedere al unui eu care acuză partea opusă, femeia sau bărbat. Dar acolo este divinul care joacă niște roluri, masculin și feminin. Deci ceea ce putem face noi în școală iubire este doar să descriem care sunt caracteristicile lor. Nu putem să spunem că e ceva rău sau este bine. Deci ambele părți au și calități și defecte. Este cineva vinovat în lumea perfectă a lui Dumnezeu? Merită să ne luptăm pentru părerile noastre? Există o părere mai presus decât altele? Nu. Totul există în același timp. Totul este egal, fără lupte, fără salvator, doar El este peste tot. Cum comentez asta? Cu orice părere vine de la Dumnezeu. Pe de altă parte, noi când îl descrim, îl descrim pe el. Adică comportamentul celui din fața noastră sau al nostru e comportamentul lui. Eu nu pot să zic ceva despre omul din față că este el care a luat acel rol și duce omul acela în cine știe ce lecții. Eu nu pot să-l contest. Ce spun tu, Doamne, nu-mi convine că tu duci omul acela în acele experiențe proprii lui. N-am cum să intervin în viața omului acela, în viața lui Dumnezeu care joacă acel rol. Nu se poate corecta, nu se poate face nimic. Și nu putem spune nimic că e rău, că e bine. Ce se întâmplă în familie sau în societate? Se întâmplă ca unul din acești oameni, deci Dumnezeu care joacă acele roluri, să fie în apropierea noastră și când este în apropierea noastră, ne scade, Dumnezeu îl pune să ne scadă din orgolii. De fapt, sunt oglinzi. E o întâmplare doar. Da. Nu poți să-l acuzi pe omul acela, adică pe Dumnezeu, că îl duce pe omul, pe omul acela pe acea traiectorie. E traiectoria pe care el îl duce. Ea a gândit-o pentru sute de ani de aici încolo, eu nu pot să comentez sau să-l deturnez în drumul pe care îl are. N-am ce să fac. N-am pe cine salvez. N-am pe cine să corectez, să schimb. Avem ideea să-l schimbăm pe celălalt să fie cum vrem noi. Și nu se poate așa ceva. Dumnezeu din față nu se poate schimba. De ce? Pentru că lucrurile pe care noi vrem să le schimbăm deja s-au întâmplat. Deci noi după ce se întâmplă, noi ne trezim să schimbăm ceva, nu se poate schimba. Și nici în viitor. Noi în prezent și în viitor mereu vom fi după. Când ne gândim să schimbăm ceva sau suntem nemulțumiți de ceva, vom fi după ce lucrurile deja s-au întâmplat. Deci efectiv nu există posibilitatea de a schimba ceva. Putem să schimbăm la noi lucruri. Să scădem din orgoliu, din idolii aceștia și atunci nu mai punem pe Dumnezeu din față când se apropie de noi să ne atace idolii. Atâta se poate face. Și tu mai zici așa și totul a fost deja scris cu mult, mult timp înainte. Și joacă rolurile atât de perfect și cu atâta patos Dumnezeu. Păi stai să văd, Doamne, până și în momentul de față, uite cât patos pune și în discuția asta. Păi da, este și în discuția asta. Toate stările, toate trăirile sunt ale lui. Așa? Toate. Că sunt pe plus, că sunt pe minus, toate îi aparțin. Păi atunci ce avem noi cu el? Că mereu vrem să-l schimbăm, nu înțeleg. Ce vedem și greșit. Adică creatorul universului face ceva care el face pe termen lung și noi nu știm ce vrea el pe pasul de ani. Și noi vrem să schimbăm. E o nebunie, suntem bolnavi la cap. Ideea e foarte frumoasă. Nu suntem oameni, suntem numai el. Toți suntem el care ia infinite roluri și măști. Știm cine este Antichristul și știm cine este și împotrivitorul. Da? Deci Antichristul este Dumnezeu care se opune Salvatorului și împotrivitorul la Dumnezeu
Ăsta este rău. Este împotrivitor al Dumnezeu, adică se ridică pe sine mai sus. Și vrea să ia locul. Cine vrea să ia locul? Diavolul. Și tu spui aici că în starea de echilibru dispare orice luptă. Că nu mai ai cu cine să te lupți. Dacă înțelegi că Dumnezeu ocupă toate pozițiile, ia toate rolurile și măștile, s-a terminat cu lupta, că nu mai ai cu cine să lupți. De unde vine lupta asta? Din ură, din... De fapt, lupta a venit din idolatrie, din împărțirea în bine și în rău. Exact. Păi aici, pentru mine, religiile sunt programe și când renunțăm la ele, ieșim din blestem, din autoprogramarea mentală. Soluția este să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, unicul mântuitor. Dumnezeu a ales calea asta să experimenteze cât mai mult din viața aceasta. Da, m-a dus în foarte multe poziții, în foarte multe roluri. Și greutatea aceasta tot e la alesul? Da. El vrea cât mai multe experiențe pentru din experiențele astea, nu știu cum să zic, el crește. Eu cred că tu ai avut foarte mulți idoli. Din cauza asta ai avut experiențe bogate. Cât de mulți idoli ai avut, atât de mult a trebuit să lucreze la tine. Așa e? Deci principiile din biserică au fost foarte bine fixate. A avut grijă părintele din sat. Poate sunt și din altă viață, nu neapărat de acum. Cine știe prin ce experiențe am trecut și altă dată. Deci ai fost într-o formă radicală, că am înțeles că ai avut să te faci călugăriță. Da. Așa este? Și călugăriță, și avocat, și militar de carieră. Câte nu am vrut eu? Și ai fost în biserică să te faci în mănăstire să te faci călugăriță? Am fost la... Da, am fost pe punctul de a pleca. Aveam bagajul făcut. Opa! Și ai vorbit și acolo cu stareța? Și atunci am vorbit cu stareța, da. La ce mănăstire? Nu mai știu cum se numește. Dar știi ce am făcut? Cred că a fost punctul cel mai fain. Tu ne-ai învățat să dăm cu banul. Da? Ei bine, eu am scris două bilețele, da sau nu. Și nu le-am tras eu, l-am pus pe părintele să tragă. Mamă. Și i-am zis, tragi, părinte, matali, tragi un bilețel pentru mine și am să fac exact ceea ce iese. Și a ieșit nou. Și vreau să spun că stareța mă aștepta. Era în curtea mănăstirii și mă aștepta. Mamă. Să plec eu. Și am zis că asta a ieșit, ce să fac, fac voia lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a pregătit să ajungi în școala iubirii, nu acolo. Da. Ăia te duburau și mai tare, se făceau extremistă. Deci te-a salvat părintele, să-i mulțumești. Te duci la zis, îți amintești părinte, uite că m-ai salvat viața. Mă duceam la închisoare. Ai vrea un bilețel pentru mine. Ei, într-adevăr, el nu mai a avut ce spune. Părerea lui era să mă duc, îmi pregătise terenul, tot vorbise cu stareța, deci vorbise tot. Dar nici el nu mai a avut niciun comentariu la faza asta cu bilețelul. Ce chestie! A înțeles că e voia lui Dumnezeu. Da. Deci nu a ținut deloc la părerea lui, la nimic. Ce tare! Și curaj a avut mare. Da, da. Deci îți dai seama, tu te duceai, aveai inclinații spre radicalism, extremism. Cum te-ai schimbat așa deodată? Cum s-a întâmplat asta? Miracolul din școala iubirii. Pe ce cunoșteai școala iubirii atunci? Nu. Nu. Cu mulți ani în urmă? Nu. Era chiar în anul respectiv, când am cunoscut școala iubirii. În același an. Imediat după chestia asta am început, am stat cu o bătrânică, am slujit-o, avea o operație destul de grea și atunci mi-am amintit de numele tău și am început să fac căutări. Unde ai dat de noi? Ai văzut la televizor sau unde? Nu, pe YouTube am ascultat niște filmulețe. Am înțeles.
Ți s-a părut... Mi s-a părut... Ceea ce m-a atras a fost alimentația alcalină. Cu asta, de acolo am plecat. Tot de la un idol. S-a plăcut idolii? Da, tot de la un idol. Căutând un idol. Am dat peste ceva cu mult mai profund. Nu se poate absorbiza nimic, niciun tip de alimentație. Nu, absolut nimic. Păi dacă vine Dumnezeu și mi-aduce, nu știu, o prăjitură mare, eu ce-i spun? Nu, Doamne, că vezi, eu vreau alimentație alcalină. Păi îmi dă două Doamne din nu mă văd. Deci ne îndeamnă să și idolatrizăm. În momentul în care zicem nu, Doamne, atunci absolutizăm o dietă. Da. Exact. Și vine după aceea nefericirea în alt mod. Da, îi spun mulțumesc, Doamne, să rămână, o să iau o bucățică din darul tău. Și restul dai. Și restul dau. Deci mă bucur, îi fac o bucurie și lui. Mm-hmm. Primesc. Deci nu se poate, asta e foarte frecvent. Este o altă formă de New Age cu sănătatea. Se absolutizează sănătatea și se primește pierderea sănătății. Se amplifică și se întărește opoziția la sănătate. Și Dumnezeu chiar în Biblie ne vorbește și despre carne și despre plante, despre semințe. Deci nu a spus mâncați numai asta și asta e interzis. Noi am găsit de multe ori când făceam cu Teodor a Vechiul Testament multe situații în care zicea acum mergeți și mâncați carne. Da. Nu ne zicea să mâncați și semințe. Păi nu-i trimitea în idolatrie. Exact. Și nu ne-a dat sfaturi ce să facem. Despre sănătate n-a dat deloc sfaturi. Ne-a dat sfaturi să pierdem idolii. Atunci vei avea și sănătate. Vei avea și fericire. Vei avea tot ce vrei. Deci idolii sunt problema, nu sănătatea. Sănătatea o poți face idol foarte ușor. Deci noi am impresia că este un fel de atac concentrat asupra noastră din toate părțile. Toată lumea, toți ăștia ne atacă și ne dau niște absolutisme. Păi, Doamne, dacă în Vechiul Testament se spune că existau păstori, ce înseamnă păstori? Crescători de animale, de vite, da? Păi de ce le creșteau? Toate experiențele prin care am trecut, uite aici, m-au dus spre divinii, indiferent cum au fost ele. Indiferent că experiențele sunt pe minus sau pe plus, e bine oricum. Sunt toate experiențele lui. Natura noastră, care este de fapt natura lui, este de echilibru. Aici este interesant, trebuie să înțelegem omul. Omul, când zicem dietă alcalină, când zicem dietă nu știu care, sunt niște post, absolutizarea postului, ăstea sunt de fapt idol. În condițiile în care omul ar fi suficient să mănânce echilibrat, să fie echilibrat. Deci noi suntem o ființă echilibrată, ca și Dumnezeu în sine. Și să mănânce precum dacii. Exact, exact. Și ar fi suficient. Puțin. Da. Puținul te echilibrează. Și nu mai este nevoie să faci niște salturi din ăsta de dietă sau mai știu care. Nici nu ne-ar mai interesa însuși cuvântul dietă ar dispare din dicționarul nostru, din vocabularul nostru. Exact. Noi când eram copii, spre exemplu, noi nu țineam diete, doar nu mâncam. Dar cuvântul ăsta e nou, Doamne, e introdus acum recent, pentru că părinții mei nici nu știu ce e aia dietă, cuvântul însuși, nu le spune nimica, nu rezonează în capul lor ce e aia. Ei au mâncat întotdeauna, ce s-au găsit? Și cu bună măsură. Bună măsură, da. Bună măsură este de câștigat. Nu mai e nevoie nici de post exagerat, adică exclusivist, nici de dietă. Da, și apropo, în Vechiul Testament se vorbește despre oameni care trăiau sute de ani. Păi cum se face? Având cirezi. Deci nu... Având cirezi. Ei nu aveau atâția idoli. Deci idolii ne taie din craca vieții. Ne scurtează viața. Cu cât avem mai mulți idoli, cu atâta trăim mai puțin. Exact. Deci îți dai seama, ție ți s-a aplicat o operație de scoaterea idolilor din cap. Da, gărgăunile. Ca să poată să te purifice. De fapt, singura boală este singura boală, idolatria. Nu există. Da, e ca un cancer planetar. Da.
Iar bolile în sine sunt vindecări. Noi ne ducem la medic sau la psiholog sau nu mai știu unde, la preot, ca să ne vindece de vindecarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și, de fapt, acolo este boala blochează o exagerare. Deci, în viața noastră sunt exagerări acolo. Adică am dus lucrurile în... Prea mult ne-am preocupat de noi, am exagerat. Prea mult am mâncat, prea mult am adunat. Noi nu știm că pierdem energie vitală prin adunarea de obiecte. O casă mai frumoasă, mai mulți bani, strângi mai mulți bani, un salariu mai mare, luptăm pentru salariu mai mare, asta ți-a din energie. Sau prea mult am apărat, Doamne, principiile, morala, chestiile astea, virtuțile. Și alea ne iau foarte mult din energie. Am luptat și le-am apărat și atunci am pierdut energie prin luptă și apărare. Păi, Doamne, dacă știi câtă energie am pierdut eu apărând principiile din biserică, din tradițiile astea, mamă, mă făceam bătălie aici acasă la mine. Că așa se face, că așa se spune. Extraordinar. Păi... Cu cine te băteai? Cu păi mei. Că în momentul în care te așezi la masă trebuie să te închin, când te scoli de la masă trebuie să te închin, că trebuie să faci nu știu ce, reguli din asta. Mamă. Da, în fine. E chinuit. Da. Și acum zic, aoleu, ce-am făcut? Mamă, uite eu ce i-am băgat. Acum când îi văd că fac ceea ce le spuneam, îmi spune, ia, uite, da, așa trebuie. I-am programat. Acum scoate-i de acolo. Și ca să-i scot, mai pot să văd chestia asta ca fiind ceva rău? Da, Dumnezeu care se manifestă. Natura noastră, care este de fapt natura lui, este de echilibru. Dar când absolutizăm echilibru, ne duce în balansare și e bine oricum. În balansare sunt extrem de multe trăiri și experiențe trăite de el. Există ceva ce nu este creat de el și conceptele și părerile și absolutizările și religie și salvatorii tot el le-a creat, dacă se ne doboare. El a creat și plusul și minusul și pedeapsa și blestemul și fericirea și ura și primul și ultimul cuvânt din dicționar. El a creat și dualitatea și non-dualitatea cu scopul pe care noi nu-l știm. Sau poate îl știm din moment ce suntem el. Noi l-am respins pe Dumnezeu pe minus. Un Dumnezeu idolatru. Un materialist. Am ajuns să ne identificăm cu acesta și să-l manifestăm. Dacă înțelegem că problema nu este la ceilalți, ci este doar la noi, că suntem idolatrii, atunci nu mai putem să... Când scădem idolii, nu mai putem să-l respingem pe Dumnezeu pe minus. Atunci ne echilibrăm. Dumnezeu este și. Când nu ne mai identificăm cu ego-ul și cu Dumnezeu și îl vedem pretutindeni, atunci ieșim din polarizare, din blestem și din programarea făcută de religii și de New Age. New Age-ul ăsta este, de fapt, e Noul Testament pe nou. Mai modern. Cu un limbaj mai actualizat. Deci idolatria este o boală. Ca să o vindecăm, este necesar să mergem la cauza care a generat-o. Care este cauza? Împărțirea. Adică tăierea în bucăți a lui Dumnezeu. Îl tăiem pe bucăți. Pe o pâine. Da. Dar ce avem cu el? De ce îl tăiem? Ce nu lăsăm întreg? Că el e întreg. Ne place atât de mult materia. Știi, mă gândesc încă la Adam. Când a văzut materia asta atât de frumoasă, ca o fată morgană, păi cum nu sunt îndrăgostească de ea? Să știi că el așa căzut. Așa căzut, el era îndrăgostit. Da. S-a plecat Adam după fata morgană și tot s-a dus. Da, și l-a pierdut pe Dumnezeu. Da. Cam asta facem noi. Uite ce frumos spui tu aici. Doamna mamă a făcut gogoși și mi-a adus. Puteam să-i spun că nu vreau așa bunătăți, fac precum dacii și spun să rămână. Ia, doamna mamă, se bucură pentru darul făcut și mânca cu energie, mâncând puțin din acest dar divin. Nectarul zeilor. Tu îi spui egoului cățelușa cioaua. Și așa am ajuns la rezumatul cu privire la idolatrie și redobândirea puterilor divine. Apropo, doamne, scuze-mă că te întrerup acum. Că mă întorc la doamna mamă, nepoțica mea, când era micuță, ea nu spunea mamă,
Spunea, doamna mamă, domnul tată, doamna bunică. Mama. Deci nu știu de unde-i veniție. Și acum mai folosește chestia asta. Deci doamna mamă, domnul tată? Da. Mamă, ce frumos! Cine a făcut chestia asta? Doamna mamă, uite ce a făcut doamna mamă. Și la pisică cum îi spune? E, nu știu cum îi spune, dar la cei din familie așa folosea. Mm-hmm. Și acum astăzi mi-am amintit de chestia asta, vorbind despre cum să-l vedem noi pe cel din față, cum să, care-i formula cu care ne adresăm și mi-am amintit din nepoțică. Da. Un mic rezumat cu privire la ieșirea din idolatrie, din închisoarea aceasta mentală și redobândirea puterilor divine. Primul, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, pe cel din față să-L numești Domnule, Doamne sau chiar Dumnezeule. 2. Să iubești contrariile, folosește-te de puterea Lui și, adică să le unești. Da. Să spui da la tot ceea ce vine din față, că vine de la Dumnezeu. Dar și nu poți să spui. Poți să spui nu în momentul în care este o exagerare acolo. Da? Da. Să te lași dus... Aici e de completat, Doamne. Să spui da la tot ceea ce vine din față și nu atunci când este o exagerare. Că este problema cu slujirea. Femeia a slujit tot timpul, i-a făcut pe bărbați lene și gata, acum nu mai poate să facă nimica. S-au apucat să bea și să devină autoritar, să devină răi și i-a stricat. Deci în momentul în care celălalt, că e valabil și pentru femeie, sunt și bărbați care slujesc femeia și o servesc tot timpul. În momentul în care poate să facă ceva singură sau singuri, atunci ar trebui să-i lasă să facă singuri, să le spui nu. Ca altfel le crești îngânfoarea. Deci ce poate fiecare să facă, să facă, fără să aștepte să fie slugărit din celălalt. Da. Apoi să iubești contrarele, folosește-te de puterea Lui și am citit. Să spui da la tot ceea ce am citit. Să te lași dus, condus prin viață de Dumnezeu și să fii fără dorințe, idealul, reguli și principii. Știe Dumnezeu ce îți este de folos, deci nu cere nimic și îți va da totul. Mai atunci. Cum spui asta? Te lași dus, nu? Exact. Să nu-ți mai faci griji pentru ziua de mâine, griji pentru nimic. Oricum ele face pe toate și chiar dacă sunt neplăcute, vezi că nu ne frică. Să ne lăsăm. Da. Neplăcute pentru ego. Dacă vine exact ceva neplăcut pentru ego, îl distruge, dar este salvare pentru suflet. Deci noi avem nevoie de neplăceri ca de aer. Slujește păi, exact atunci când ne urcăm în autobuz, Doamne, și îi dăm indicații șoferului cum să conducă, nu? Păi nu mai bine stăm pe scaunul nostru și ne vedem de treabă acolo. Păi să exact. Lăsăm pe șoferul să ducă. Bun exemplu. Noi mereu îi dăm indicații șoferului ce să facă, cum să conducă. Și el o să țipă la noi, mai lasă-mă în pace. Eu conduc mașina, eu conduci tu. Nu vezi că am un pieton în față, vrei să-l calc? Lasă-mă că știu ce fac. Exact. E meseria mea. Slujește cu drag pe cel din fața ta, că îl slujești pe însuși Dumnezeu. Dorește continuu, fără așteptări. Așa aștepți din programele tale și ale neamului întreg. Și este și invers valabil aici. Nu dărui celui care este prea orgolios. Că îl dobor. Da. Uh-huh. Aplică principiul dacilor jumătate de măsură. Împuținează-te de la tot ceea ce nu ți este de folos. Abține-te de la plăceri ori de câte ori ai nevoie. Plăceri peste nevoie. Da. Și să rezolvi anumite situații din viața ta. Așa faci gol și vine Dumnezeu și umple golul cu energie subtilă necesară rezolvării situațiilor. Este și principiul al Esterei din Vechiul Testament. Când poporul evreu a reușit să scape din robie la perși. Cu cât împuținezi materia plăcerii lumești, cu atât se împuținează și idolii și dracii și vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci noi nu suntem interesați să ne facem plăcerile, suntem interesați să nu ni le facem. Deci nu suntem interesați să căutăm fericirile lumii, ci să nu le căutăm. Că ce s-a întâmplat cu
poporul evreu. Și au pus pânză de sac, semn al umilinței, și țărân în cap. Deci s-au împuținat, da? Deci împuținarea a avut forță și putere să schimbe gândul împăratului perșilor, să elibereze. Păi același lucru, același principiu l-au aplicat și dacii. Zău? Păi, așa au, ca să cucerească toate popoarele. Da, a fost foarte întins. Dacii s-au întins pe teritoriu foarte vast. Și nu doar ca să cucerească, și ca să nu fie icotropieți. Același principiu l-au aplicat. Exact, ca să fie Dumnezeu cu ei. Chiar tu povesteai că în momentul în care ei s-au împuținat, au apărut norul ăla, ceața aia, și atunci cei care vreau să-i cotropească nu i-au mai... Nu au putut, da, asta era forța lor. Da. Și am văzut ceața aia real. Am fost acum 2 ani de zile la Piatra Neamț și acolo este muzeul Cucuteni, civilizația Cucuteni, din Neolitic. Am fost primit de situația asta, pentru că în partea de jos la parter erau vase de lut în care au ținute cenușa morților, ardeau morții. Erau vase ritualice, probabil că se făcea un anumit ritual acolo. Și vreau să spun că tot aiul acela era format din teluțe care pulsau albe. A fost incredibil. Și ne-am dus acolo și încercam să prindem steluțele. Deci era plin, era o supă de steluțe, noi respiram steluțele alea. Vezi, Doamne, că noi căutăm foarte multe exemple în Vechiul Testament, că noi le avem chiar în casa noastră. Exact. Cu dacii, nu? Da. Putem face o chestie din asta în paralel. Și Vechiul Testament și de la noi din casă, să vedem. Da, păi sunt același principiu. Exemplu ăsta. De același principiu și la da și la... Da, da. Și ultima propoziție, lasă viața în pace să fie cum vrea. Păi putem? Da, că îl lași pe Dumnezeu. Trebuie să lăsăm. Nu mai interzic. Da. Interesant. În concluzie. Asta e concluzia. Lasă viața în pace, oamenii în pace că îl lași pe Dumnezeu. În fața ta nu sunt oameni, sunt doar el. Este numai el. Da, nu ai cu cine să te lupți, nu ai pe cine să corectezi. Eu cred că dacă spui cuiva chestia asta, zic că ești nebună. Dumnezeu este și. Și nebun. Și. Duci la părintele și spune, măi, ai nebunit. Cum să zici că eu sunt Dumnezeu? Și ce spui? Ce ai spune tu? Părinte, păi cine ține ție celulele în funcțiune? Păi nu scrie în Vechiul Testament. Păi pun Vechiul Testament în ceea ce se scrie, voi da. Voi toți fiii mei, nu? Mă duc cu paragraful. Dar ei o știu chestia asta. De ce nu vă să recunoască? Din Dumnezeu peste tot. Pentru că și-a pierde slujba, să știi. Dacă fiecare din noi îl vedem pe Dumnezeu peste tot, noi nu mai putem să fim păcătoși. Nu mai suntem netrepdici, nu mai putem să greșim. Nu mai poți să greșești. Că dacă îl vezi peste tot, nu mai poți să greșești. Ca să greșești, trebuie să nu mai vezi. Niciunde. Te închin la unii dori. Știi care dorință ți-o împlinește Dumnezeu? Când vrei să-L cunoști. Când îi spui, Doamne, vreau să te cunosc, vreau să te trăiesc. El chiar te ajută în chestia asta. Dacă tu ai să-i spui, Doamne, vreau nu știu ce mașină, vreau nu știu ce din cele lumești, atunci Dumnezeu te aranjează, nu-ți dă. Dar când vrei să ai de-a face cu El, El te ajută chiar. Eu așa am aplicat chestia asta atunci când a fost chestia cu mănăstirea, cu călugăria. M-am rugat atunci, înainte de a ajunge la mănăstire și am zis, Doamne, vreau să te cunosc, să te trăiesc, vreau să te înțeleg unde ești, care e adevărul. Arată-mi, te rog, adevărul tău, din perspectiva ta, de acolo, din perspectiva cea mai înaltă, că sunt foarte multe adevăruri pe diferite planuri. Și te-a adus în școală iubirii. Da. Deci îți împlinește dorința asta, Dumnezeu, când vrei să-L cunoști.